copilărie a luat în calcul să devină medic la îndemnul prietenilor de pe scara blocului. Mama era asistentă medicală, așa că nici lumea spitalicească nu era străină. S-a specializat în diabetologie și este primul antreprenor care a deschis o clinică în acest domeniu. Vorbim cu doamna doctor Adriana Dumitrescu. Ce vă spuneau prietenii în copilărie? Copiii din blocul meu erau încântați de faptul că răspundeam totdeauna nevoilor lor când se loveau, când aveau supărare. Deci empatizam foarte mult cu tovarășii mei de joacă. Dar văzând că dincolo de aerul meu protector am și o delicatețe specifică fetițelor, totdeauna îmi spuneau, tu trebuie să devii medic pentru că ești un om care poți să ai grijă de alți oameni și ai putea să faci mult bine omenirii. Cum de ațeles să deveniți medic, diabetolog? Când am dat examenul de specialitate, am avut o medie mare, spre norocul meu. Eu mă gândisem sau mi-aș fi dorit să fiu cardiolog, dar locurile de cardiologie se terminaseră și atunci m-am gândit să îmi cultiv acest talent de a fi alături de oameni și să-mi aleg o specialitate de boală cronică în care omul să fie alături de mine într-un fel pe tot parcursul bolii lui sau vieții lui. În 2003 ați deschis primul cabinet. De ce ați hotărât să deveniți antreprenor? Inițial lucram într-o policlinică atașată spitalului, unde era o aglomerație îngrozitoare. Eram puțin diabetologi. În generația mea au fost 5 locuri pe țară de diabetologi. Și aveam, nu știu, între 30, cel mai puțin, și 70 de pacienți pe zi la fiecare cabinet. Deci fiecare dintre noi trebuia să vedem atâția oameni. La momentul acela nu era lista de priorități care există astăzi afișată în toate instituțiile medicale. Și mi se părea foarte frustrant faptul că oamenii aceștia nu aveau acces pentru că nu veneau de dimineață să se așeze la rând, să-și ia bon de ordine și nu aveau acces la un serviciu. Cel mai mult mă impresionau tinerii, copiii și gravidele, pentru că aceștia nu erau crezuți. Cum să ai tu diabet? Pentru aceste persoane inițial am zis ca să aibă mai multă intimitate și să pot să le acord suficient timp și suficientă atenție. Am deschis primul cabinet. La momentul respectiv nu exista contractarea cu Casa de Asigurări de Sănătate a cabinetelor de diabet pentru că era considerată o boală socială și nu intra în lista de specialități care se puteau privatiza. Acest lucru s-a făcut după anul 2006. Și astăzi și în clinica dumneavoastră serviciile pentru pacienții cu diabet sunt decontate? Absolut. Deci din anul 2006 a existat această posibilitate ca și clinicile private sau cabinetele private să se contracteze cu Casa de Asigurări de Sănătate, tocmai pentru a asigura accesul larg al tuturor pacienților cu diabet la medicii diabetologi. Când v-ați rupt de sistemul de stat? Am mers în paralel la un moment dat. Între anii 2006 și 2009 am coordonat Programul Național de Diabet Zaharat și am avut, să zic, satisfacția să particip la primele modificări în bine ale sistemului. Specialitatea de diabet s-a putut privatiza și atunci am făcut primul contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și la îndemnul tot a unei colege cu care eram în comisie și care mi-a zis, mie mi-era frică pentru că sub umbrela statului mă simțeam în siguranță. În sistemul privat era ca și cum te aruncai în gol fără parașută și nu știai ce ți se va întâmpla, era un lucru nou, nu eram pregătiți pentru asta, nu aveam cursuri, nu știam ce se întâmplă. Noi am fost născuți și crescuți în sistemul de stat, asta este clar și asta știam să facem. Și care a fost primul business pe care l-ați construit după ce ați încheiat contractul cu Casa de Asigurări? Inițial am pornit cu o clinică de ambulatoriu cu 3 cabinete de diabet. De la 2 angajați? Practic am avut o asistentă și cu mine eram 3 medici. 3 cabinete, 3 medici și o asistentă. Ulterior am mai angajat o asistentă și aveam 2 asistente și eram 3 medici. Și astăzi ce? Câți angajați? Am avut până de curând 158 de angajați cu contract de muncă. Câți bani ați investit în clinica de aici? Investiția de fiecare dată am făcut-o după posibilități. Deci când am avut posibilități mici, am făcut investiții mici. Când am avut posibilități mai mari sau oportunități, mai bine zis, că posibilități n-am avut niciodată, am făcut investiții mai mari. Și investițiile au crescut de fiecare dată pe măsură ce am dovedit
băncilor, evident, de aceea suntem astăzi aici, băncilor că sunt un om serios, că ceea ce am făcut am făcut bine, că nu duc un business la pierzanie și că tot ceea ce iese din mâna mea merită dezvoltat. M-am gândit să dedic o parte din activitate zonei medicale, dar să dedic o parte din activitatea mea și din timpul meu zonelor de transformare sau etapelor de transformare pe care le traversăm în decursul vieții. Și am încercat să combin zona de health, de sănătate, cu zona de well-being, de, nu știu, de dezvoltare personală, de bunăstare, de frumusețe, și să mă adresez atât persoanelor care suferă de o boală, dar și persoanelor care sunt aparent sănătoase, dar în mod real, fiecare dintre noi avem durerile noastre, avem afecțiunile noastre, avem problemele noastre sau avem o boală cronică stabilizată pe care uneori o neglijăm. Așadar, cum facem România bine? Cum o vindecăm? M-aș sfătui cu specialiști care au demonstrat că au făcut ceva și aș vedea care este modelul din lume care funcționează cel mai bine sau aș lua mai multe modele și aș analiza lucrurile astea și nu aș mai lua-o de la minus infinit, aș porni de la niște modele care funcționează. Ce ar trebui să învețe de la, din experiența dumneavoastră, un antreprenor care vrea să înceapă o afacere în zona medicală? Eu sunt o romantică, nu știu dacă ar avea ceva de învățat. Dacă nu pui suflet în ceea ce faci, cred că e adevărat. Probabil că oamenii care se bazează numai și numai pe business plan, pe zona financiară, cred că pot să reușească. Dar dacă nu pui și suflet în ceea ce faci și uneori nu lași lucrurile să meargă pe o pantă pe care o simți, nu pe care o calculezi, eu am avut mult curaj, asta este clar.